Ema, mulțumim tare mult. Cât despre buget, nu încap toate cheltuielile în bugetul pe 2021. Nimeni nu vrea să renunțe la bani. Aceasta pare a fi povestea din spatele întârzierii suplimentare a proiectului. Premierul își propune acum să aibă balanța gata până la sfârșitul săptămânii. Într-o legătură directă cu noi este vicepremierul și liderul USR, Dan Barna. Bună ziua, domnule Barna. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună ziua! Sunt mai multe subiecte pe care vreau să le discutăm, inclusiv această împărțire a prefecțiilor la nivelul țării, domnule Barna, dar pentru început, dați-ne un orizont de timp. Când am putea avea gata bugetul? Obiectivul la momentul acesta este ca săptămâna viitoare să venim cu bugetul în Parlament. Sunt în aceste zile încă loc discuții la Ministerul de Finanțe pentru a găsi acea variantă în care bugetul să se poată închide pe un deficit de 7,2%. De unde vor veni acești bani, domnule Barna, pentru a vă încadra în această țintă de deficit agreată cu Comisia Europeană? Premierul spunea că dacă ministerele nu vor veni cu planuri concrete de reformă, vor fi forțate cumva prin legea bugetului, de aici prin reforme înțelegem cumva și ajustări de cheltuieli. Există în acest moment un plan în privința sporurilor? Ar putea să dispară, ar putea fi reanalizate, după ce criterii, la ce să ne așteptăm? Este o analiză în desfășurare și sunt aduse argumente la Ministerul Finanțelor pentru a găsi forma cea mai bună prin care să putem descompune bugetul pe ministere, pe de o parte pentru a respecta deficitul de care vorbeam, 7,2, pe de altă parte pentru a asigura totuși resursele pentru investiții și pentru reforme. Pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, anul viitor vom fi în aceeași logică, iar miza este, sau mă rog, și așteptarea de la nivel european, dar și așteptarea internă de la acest guvern, este o recalibrare a cheltuielilor structurale și o reducere a lor. Vă uitați la anumite sporuri, domnule Barna, sunt sporuri pe care le vedeți în acest moment ca, nu știu, ușor de renunțat, poate de dat la o parte, de regândit? Dați-mi niște exemple. Bun. Știe toată lumea că există diverse categorii de sporuri care nu mai sunt de actualitate, sporuri de arhivă la instituții care nu mai folosesc arhivele decât unde serviciul este subcontractat, sporuri de antenă, sporul acela și acela de COVID la persoane sau angajați care nu au niciun fel de interacțiune cu cetățenii. Adică sunt mai multe situații cunoscute, menționate, repetate de mai multe ori. Se face o analiză în momentul acesta, vom vedea care va fi decizia în momentul în care venim cu bugetul în Parlament. Deci în buget am putea regăsi aceste informații, aproximativ vom ști cam la ce astfel de sporuri renunțați pe care le regândiți. Ideea că văd că s-a rostogolit foarte mult ideea că acum focusul guvernului este pe sporuri, nici pe departe. Concentrarea guvernului și strategia pentru realizarea acestui buget este să ne asigurăm că fiecare minister înțelege necesitatea de a veni cu programe de reformă foarte clare și foarte specifice, astfel încât cheltuielile publice care au crescut anul trecut în situații de criză să rămână în anul acesta în zona învelopelor și limitelor agreate, iar pentru anii următori să avem o perspectivă de echilibrare și de reducere a lor. Aveți un calcul aproximativ, cam care ar fi o sumă pe care ați putea să o economisiți din acest reglaj al sporurilor? La momentul acesta, discuția și analiza fiind încă în desfășurare la Ministerul Finanțelor, nu o să înaintez niciun fel de cifră. Tot în categoria reformelor ați încadra și posibile disponibilizări, poate în zona companiilor de stat, domnule Barna? Companiile de stat, unele dintre ele pe rezultate negative de mai mulți ani de zile, au și e o chestiune doar de a duce la îndeplinire aceste planuri de reorganizare tocmai pentru a redeveni profitabile. Pentru că ideea că statul pompează la nesfârșit resurse proprii, banii noștri ai tuturor până la urmă, în companii care an de an sunt pe negativ, este una care nu poate să fie sustenabilă exact în logica unei echilibrări bugetare și în logica aceea de a ajunge la un deficit de 3% în următorii câțiva ani. Vom vedea persoane din aceste companii care vor rămâne fără joburi, fără locurile de muncă, domnule Barna? Planurile de restructurare sunt în discuții și agreate cu sindicatele, cu patronatul. Asta, unul din rezultatul acestor planuri de restructurare este și acela că structura de resurse umane trebuie să devină una adaptată necesității și actualei capacități de furnizare de servicii a companiilor în cauză. În privința pensiilor, Dan Barna, sunteți pe aceeași lungime de undă în interiorul coaliției? Sunteți pentru creșteri în acest an? Unde vă poziționați? În acest moment și subiectul despre care vorbiți, subiectul pensiilor, este analizat în propunerea de buget de la Ministerul Finanțelor. Vom vedea
care sunt posibilitățile și ce permite, care sunt limitele posibile în acest buget. Miza de a fi pe deficitul de 7,2% este una foarte importantă și pentru credibilitatea noastră ca stat, pentru a putea rămâne într-o zonă de rating care să încurajeze investițiile străine în continuare. Asta ar presupune inclusiv o posibilă înghețare la nivelul la care sunt pensiile, domnule Barna? Adică, sigur, trebuie să ne încadrăm în aceste 7%, dar pensiile sunt o categorie la care vă gândiți să jonglați astfel încât să rămâneți în acest 7%? Este o analiză la Ministerul Finanțelor pe toate categoriile de cheltuieli, nu este una sau alta favorizată sau defavorizată. Încercăm să găsim o variantă prin care și așteptările cetățenilor să fie susținute, dar în egală măsură, cum spuneați, rămâne în zona de deficit de 7%, e obiectivul principal. Întreb dacă sunteți pe aceeași lungime de undă în coaliție în privința pensiilor speciale de această dată. Am văzut și o postare a colegului dumneavoastră, Claudiu Năsui, în prima parte a zilei, o creștere de la un an la altul, aproape cu 60% a pensiilor speciale, scrie acolo Claudiu Năsui. Care este abordarea dumneavoastră? Avem o abordare a PNL cu desfințarea doar a celor parlamentarelor, dar ceea ce vă spunea ieri că doar cele care se justifică, din partea lui Kelemen Hunor, aveam o abordare că ar trebui ca toate pensiile speciale să fie desfințate. E adevărat, poziția noastră consecventă este că ar trebui ca toate pensiile speciale să fie desfințate. Aceasta însă este o abordare nerealistă. S-a încercat și anul trecut de câteva ori perfect teatral de către vechiul Parlament, știindu-se clar că inițiativa e neconstituțională. Abordarea noastră este cea rațională și pragmatic realizabilă. Respectiv, pensiile speciale ale parlamentarilor ne dorim ca în următoarele săptămâni, Parlamentul a început ieri, în următoarele săptămâni, săptămâna asta, săptămâna viitoare, să ajungem la plen comun și să eliminăm pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că asta se poate face, nu are problemă de constituționalitate, e foarte clar, modificăm regulamentul parlamentarilor și lucrurile devin foarte, foarte clare. În egală măsură vorbim de pensiile speciale pentru primari, care au fost prorogate încă un an. Anul acesta ne intenționăm și vom modifica codul administrativ astfel încât să abrogăm, să nu doar prorogăm de la un an la altul, să abrogăm prevederea respectivă, să fie foarte clar că nu există un beneficiu al calității de primar îndreptățirea la o pensie specială. Contributivitatea e un criteriu suficient. Pentru celelalte categorii de pensii speciale, abordarea noastră este aceea de a avea inițiative legislative distincte pentru pensiile de serviciu, pentru pensiile speciale de la Curtea de Conturi, pentru fiecare categorie în parte, astfel încât să nu mai intrăm în clenciu pe care Curtea Constituțională l-a punctat foarte clar, în care, datorită unui detaliu sau unei referințe pentru o anumită categorie, toată inițiativa să fie respinsă. Astfel încât, bucată cu bucată, fiecare categorie, unde se poate eliminarea. Eliminarea unde nu este posibil eliminarea din considerentele menționate de Curtea Constituțională, să venim cu o schemă de impozitare 80-90%, astfel încât lucrurile să fie foarte clare și să revină acea echitate în societate. Știrea pe care ne-o dați, Dan Barna, este că săptămâna viitoare, săptămânile următoare, pensiile speciale ale parlamentarilor vor fi eliminate. Este un lucru la care ne-am angajat, este un lucru pe care l-am discutat și în coaliție, va fi pe instrument parlamentar. Am încredere, asta va fi întrebarea finală, în votul colegilor mei parlamentari, care sigur formal toți pretind că susțin această inițiativă, o să vedem și la vot. Vlad Voiculescu, are Dan Barna susținere politică totală în acest moment? Am văzut câteva abordări diferite în privința gestionării procesului de vaccinare, de exemplu, o abordare a premierului, a coordonatorului Valeriu Gheorghiță, a ministrului sănătății Vlad Voiculescu. E în acest moment cu susținere totală din partea partidului Vlad Voiculescu? Campania de vaccinare este o campanie de echipă a acestui guvern. Vlad Voiculescu are toată susținerea politică și tot sprijinul în demersurile pe care le face, vedem de la o zi la alta, rapoarte, analize, decizii, o să vedem în continuare și în zilele următoare concluzii care trebuie trase. Vlad este un om care deschide, cu adevărat trage cortina despre această mizerie din sistemul sanitar care există de 30 de ani și care a fost mereu cocoloșită sau mascată. Vlad are tot sprijinul și am toată încrederea că vom vedea schimbări importante în modalitatea de abordare a managementului sanitar. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Domnule Barna, din această perspectivă, ați văzut, există aceste rapoarte, s-a discutat foarte mult după tragedia de la Neamț, sunt de ceva timp pe masa guvernului. Sigur, a avut loc această tranziție între guvernul anterior și acesta, perioada sărbătorilor și altele. Ce se va întâmpla în perioada următoare în privința acestor rapoarte care scriu negru pe alb că sunt nereguli, chiar unele au chiar soluții scrise în aceste documente? Ce se va întâmpla în perioada următoare?
Exact despre asta spun. Vor fi inițiative legislative sau ordine de ministru în funcție de recomandările pe care le vom găsi în aceste rapoarte, astfel încât deficiențele, în termen foarte larg, nereguli care există și sunt întâlnite redundant în spitale din România, să fie eliminate sau reduse la un nivel cât mai mic. Cum au primit colegii dumneavoastră negocierile de ieri? 14 prefecturi, revin USR Plus. Suficiente? V-ați fi dorit mai multe? Asupra numărului de prefecți și de subprefecți nu e niciun fel de discuție, pentru că acesta a fost agreat încă de la constituirea coaliției. E pur și simplu reprezentarea pe ponderi a celor trei parteneri în coaliție. Adică PNL 55%, noi 38%, PNL 12% împărțind, rezultă cifrele acelea. Deci asupra numărului n-a fost niciun fel dar de dezbatere. Județele? Ieri a fost pur și simplu opțiunea, exprimarea opțiunilor pe județe, pe același algoritm folosit de altfel și la discuțiile legate de agenții. Lucrurile au mers fiecare partid și a încercat să-și maximizeze, să spun, opțiunile pe acea scală dată de algoritm. Deci n-a fost niciun fel de tensiune. E totuși, sper că ne mai auziți, oare ne mai auziți, domnule Barnas, s-a întrerupt un pic această legătură, dar colegii mei încearcă să o refacă. Ne auziți, oare ne auzim, domnule Barna? Da, vă aud, dumneavoastră. Perfect, da, ne auzim, e foarte bine. Deci, ar fi o întrebare și acum... Nu a fost nicio tensiune, a fost un proces mai degrabă tehnic, în care fiecare și-a exprimat opțiunile. E vreun județ pe care vi l-ați fi dorit, un județ răvnit, haideți să-i spunem direct așa, de USR Plus și pe care nu ați reușit să obțineți aceste negocieri? Bine, eu mi-aș fi dorit Sibiu, dar a fost prima opțiune a Partidului Național Liberal, deci a dispărut de pe masă din momentul zero, n-a mai fost posibil apoi să exprimăm și noi această opțiune. Brașovul, poate? Și Brașovul, bine, și Brașovul, și Iașu, și Clujul, Constanța, deci sunt orașele mari care au fost în primele două, trei opțiuni, au fost luate de fie de PNL, fie de UDMR. Dar ați obținut capitala, a fost o negociere grea la capitală, pentru capitală, domnule Barna? În momentul în care colegii de la PNL au optat pentru Sibiu, noi am optat pentru București. Nu a fost nicio negociere. A fost pur și simplu exprimarea unei opțiuni de pe o listă de alternative. Aveți deja un nume pentru funcția de prefect? E o variantă în care să-l păstrați pe actualul prefect? Asta vor decide colegii mei din filiala USR Plus București. Mulțumesc tare mult pentru acest dialog și pentru toate explicațiile. Dan Barna, vicepremierul Dan Barna, în direct la Digi24. Mulțumesc și eu.